Turiștii devin tot mai experimentați, sofisticați și așteaptă atracții de bună calitate, utilități, servicii pe măsură și tarife și prețuri adecvate în călătoriile lor. Noile tendințe comportamentale și proliferarea new media au făcut ca implementarea procedurilor și instrumentelor digital marketing și, de asemenea, integrarea new media să reprezinte unul dintre pilonii cei mai importanți în orice strategie viitoare de marketing și în strategia de dezvoltare a destinațiilor turistice. Revenirea economică din ultimii ani a României se referă și se reflectă și în turismul românesc. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe, afacerile în acest sector au depășit în anul 2015 nivelul din anul precedent, din nou, iar în 2016 se anunță a fi cel mai bun an din istoria post-decembristă. Principalii factori care au determinat această evoluție pozitivă sunt creșterea încrederii, în primul rând, în produsele turistice ale României, îmbunătățirea condițiilor macroeconomice, efectele reducerii TVA în turism, TVA-ul de 9%, relativa stabilitate a monedei naționale și evoluția pozitivă a ofertelor operatorilor din turism și a spune chiar ieșirea anumitor piețe de tradiție din turism ca urmare a problemelor de securitate și potențialul enorm pe care îl avem și noi ca regiune absolut sigură.